cu acceptul domnului prim-ministru, conducătorii din CNADR m-au asigurat că în septembrie voi fi sunat în momentul când documentația pentru studiu de fezabilitate pentru centura municipiului Dorohoi va fi PSAP, atunci voi fi anunțat. Una dintre lucrările, poate cu cele mai importante pentru Dorohoi. Deci mi-au spus că în septembrie această studiu de fezabilitate va fi supus special. Va fi, deci aici vreau foarte mult acuratețe în ceea ce veți transmite, că studiul de fezabilitate înseamnă, de fapt, care va stabili traseul viitoarei centuri a municipiului Dorohoi. Vor fi probleme deosebite pentru că ea va traversa prin, va trebui să traverseze zone care sunt pe teritoriul Dorohoilor, dar s-ar putea să iasă și pe comunii limitrofe. Asta înseamnă expropriere și va fi o procedură mai lungă, dar eu am motivat că degeaba construim noi în orașul Dorohoi străzi, bulevarde și alte lucruri, dacă nu vom avea centuri adevărate, nu vom avea ocolitoare adevărate pentru Dorohoi, acest lucru nu va duce decât la lucrări de reparație și întreținere care în timp posturile vor fi din ce în ce mai mari și care comunitatea locală nu le va putea face față. Și pe viitor, având în vedere că traficul de dintre nordul, nord-estul județului și zonele de centru ale orașului se va intensifica, iar Dorohoi este un punct prin care vrem, nu vrei să trebuie trecut, acest lucru este imperios necesar. Am făcut aceste precizări nu pentru dumneavoastră, numai prin faptul să vă spun că decizia la nivel înalt se iau în, și în momentul când ai argumente solide pentru proiectele pe care le propui. Iar faptul că vom face acest studiu de fezabilitate, pasul următor, știți ce înseamnă proiectul tehnic, în momentul când vor veni aici specialiștii, vom alege poate traseele cele mai bune, cele mai ieftine, în așa fel încât să putem promova o investiție, că este o investiție de o învergură și dacă vedeți, dumneavoastră sunt orașe mari care încă nu au rezolvat această problemă. Ar fi pentru Dorohoi, într-adevăr, o binecuvântare pentru toată infrastructura, ținând cont și de așezarea geografică a Dorohoiului, dar ținând cont și de relieful pe care îl avem în Dorohoi, cu străzi în urcare, cu străzi în coborâre, iar o centură n-ar face altceva decât să ne protejeze infrastructura, să protejeze gospodăriile, să protejeze oamenii care se plâng atât de mult de disconfortul pe care îl produce acest trafic infernal, pentru că iar un lucru vreau să vă spun, s-au semnat acum, când s-au semnat și acest proiect Colonel Vasiliu, vreo 31 de noi șantieri în județul Botoșani. Gândiți-vă că parte din bine, mai sunt și alte investiții în derulare, vine proiectele de dezvoltare 2014-2020 și gândiți-vă că toate, foarte multe din acestea vor avea ca punct de tranzit și municipiul nostru. De asta îmi doresc foarte mult o șosea de centură să protejeze, iar o centură de, iar o legătură de un ocolitor de genul acesta ar face și un alt lucru foarte important, ar face ca transportatorii să aibă posibilitatea să se deplaseze mai repede între diferite zone ale județului și asta ar însemna ca orașul Dorohoi să beneficieze de un trafic mai bun, ceea ce va duce și la dezvoltarea zonei. Pentru că și investitorii știți că vin acolo unde infrastructura este bună, acolo unde au comunicații bune, acolo unde au posibilități de alimentare cu energie, gaz, apă și alte facilități de genul ăsta dezvoltate pentru a-și putea, și bineînțeles în primul și în primul rând forță de muncă, pentru a-și putea dezvolta afacerile pe care le-au.